Camerele sociale din căminele liceelor romașcane au ajuns la mâna unor secretare care se pare că fac bani pe acestea sub închiriindu-le. Cel puțin așa reiese din ceea ce s-a întâmplat cu astfel de cameră amplasată în incinta internatului colegiului Petru Poni, care a ajuns subiect de reclamație la Poliția Municipiului Roman. Locuiesc în cameră liceului, într-o cameră de la liceul 3, de la liceul Petru Poni. În urmă cu câteva luni, mai exact în luna iunie anul trecut, în 2012, prin intermediul unei cunoștințe, am cunoscut pe doamna secretară, doamna Ungureanu Crenguța. Pe atunci căutam o cameră unde să locuiesc. Știind, aflând de la cunoștința asta mea, doamna e acolo secretară și ar putea să mă pun în posesia unei camere. După un timp mi-a zis că da, aș putea să-ți dau o cameră, dar trebuie să mai aștepți, că am undeva o cameră în liceu și acolo e pe numele meu că am sediu unei firme, mă rog. Și am spus că bine, și cât ar trebui să plătesc pe lună? Zic că întâi fă-ți acte, tot ce trebuie, adeverință, sară, le punem la director, dacă ne aprobă, o să obții o cameră. Condiția care i s-a pus celui ce a subînchiriat camera a fost aceea de a plăti datoriile restante ale vechiului chiriaș, nimeni altul decât secretara Crenguța Ungureanu. După ce mi-am făcut toate actele, am dus dosarul la doamna secretară Ungureanu Crenguța și mi-a spus să aștept. Că este o cameră, dar să vadă că sunt niște datorii, să mai aștept un pic. Înainte, prin luna octombrie, înainte să intru în cameră, mi-a spus, persoana care a locuit aici în cameră a lăsat niște datorii de vreo 10 milioane. Dacă vrei să intri, trebuie să preiei și datoriile. Îmi plătești 10 milioane și ai să intri în posesia ei. Lucru care s-a întâmplat cu colegul meu din muncă. Am mers și am văzut camera. Deci camera era încuiată, era cu un lacăt care doamna secretară nu avea cheie. O spart lacătul de acolo și o zic, uitați, asta e camera, de acum o să locuiți aici. Actele am să vi le fac pe parcurs. Deocamdată e pe numele meu și nu aveți nicio problemă. Deși a plătit secretarii suma restantă, în luna aprilie Vasile Țurcă s-a trezit cu o somație de evacuare. Am intrat, am început să fac curățenii, să mobilez, cum se face într-o cameră, să schimb parchetul, să mă dau seama, ușa de la intrare. Și în luna aprilie, în 2013, anul ăsta, și cu plătirea respectivă am mers la doamna director și am întrebat, domnule, care e luna? Și au zis că nu știe nimeni de existența mea acolo. Știa că e camera pe numele lui doamna Crenguța. Și la care trebuie să semnez un contract prin care sunt obligat să plătesc astea 17 milioane, bani pe care i-am plătit doamnei secretari și ea până acum nu a dat niciun bani. Deplasându-le la colegiul Petru Poni pentru a afla și punctul de vedere al celei care era acuzată de înșelătorie, ne-am lovit de tupeul fantastic al acesteia, care ne-a întrebat cine suntem noi, cei care ne băgăm nasul unde nu ne fierbe oala. Asta după ce ne-a întors spatele. Vă așteptam. Văzând că nu avem cu cine discuta și că tupeul celei vinovate de toată această situație depășește orice limită, ne-am adresat conducerii colegiului Petru Poni, de la care am primit următoarea explicație. Doamna Crenguța Ungureanu nu mai deține la noi cameră în cămin. Litigiul noi nu am avut vis-a-vis de această cameră cu doamna Crenguța Ungureanu. Doamna Crenguța Ungureanu avea un contract începând din 2011 în această instituție pentru o cameră în cămin. Contractul nu s-a derulat corespunzător, deci avea datorii. A fost nevoit să-i facem evacuare, moment în care a apărut o problemă cu un așa zis subcontractor la camera respectivă, de care noi nu am avut cunoștință, pentru că noi de fiecare dată când am mers la cameră și am făcut somație, am bătut în ușă, n-a ieșit absolut nimeni.
În momentul în care persoana respectivă a venit la noi și ne-a anunțat, se numește Țurcă Vasile, ne-a anunțat, am chemat persoana în cauză, am discutat, a negat. Domnului în cauză i-am cerut să aducă dovezi, n-a prezentat nicio dovadă. Însă eu l-am sfătuit să facă toate demersurile necesare, pentru că dumneavoastră a spus că i-a dat bani pe cameră. Să facă toate demersurile necesare legal. Eu nu am pârghii oficiale să rezolv acest caz. Între timp, cei înșelați s-au adresat cu o reclamație la Poliția Roman, care a înaintat dosarul de cercetare către parchetul de pe lângă Judecătoria Roman. Omul păgubit a făcut și un memoriu adresat primarului municipiului, cel care plătește utilitățile în aceste cămine și în patrimoniul căruia se află căminul. Contactat telefonic, primarul municipiului ne-a spus că va trimite auditul primăriei pentru a verifica situația respectivă și, în funcție de rezultatul acesteia, va dispune măsuri în consecință. Sperăm ca măcar în fața primarului secretara să nu aibă atâta tupeu. Din păcate, considerăm că inspectoratul școlar ar trebui să aibă o cu totul altă poziție față de oamenii școlii care își bat joc de imaginea acesteia. Vom reveni asupra subiectului.